E mare nevoie de șef la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj. Mâine se va organiza concurs pentru ocuparea postului de șef al Poliției Municipale, dar și pentru postul de adjunct al IPJ Sălaj. Apoi, în 21 noiembrie, e programat concursul pentru ocuparea postului de șef al Poliției Rutiere, iar pe 28 noiembrie se dă bătălia cea mare pentru cea mai înaltă funcție de conducere din Poliția Sălăjană, cea de șef al Inspectoratului Județean de Poliție. Mâine, 14 noiembrie, se organizează concurs pentru ocuparea postului de șef al Poliției Municipale Zalău. Concursul se va desfășura la sediul IPJ Sălaj, iar cei 5 candidați sunt actualul comandant Gabriel Terheș, adjunctul șefului Poliției Municipiului Zalău, Pompiliu Sturzu, șeful biroului Ordine Publică din cadrul Poliției Municipale, Florin Lupu, șeful secției Poliție Rurală numărul 6 Crasna, Teodor Ardelean și șeful biroului de investigații criminale din cadrul Poliției Municipale Zalău, Sorin Pop. Tot mâine, 14 noiembrie, este programat și concursul pentru postul de adjunct al IPJ Sălaj, deținut în prezent de Călin Rolnic. Concursul pentru acest post are loc la București, iar candidați sunt șeful biroului de investigații criminale din cadrul Poliției Municipale Zalău, Sorin Pop, și fostul subofițer Cosmin Mureșan. Săptămâna viitoare, în data de 21 noiembrie, se organizează din nou concurs la sediul IPJ pentru ocuparea postului de șef al Poliției Rutiere. Cei 4 candidați sunt Gabriel Coman, desemnat șef la biroul rutier Zalău, Bogdan Oltean, șef biroul tehnic, Gabriel Dârjan, ofițer la Poliția Rutieră, Daniel Chiba, ofițer la biroul economic. În 28 noiembrie se va da examenul pentru cel mai înalt post de conducere din cadrul IPJ Sălaj. Acest concurs ar fi trebuit să se desfășoare săptămâna trecută, însă a fost amânat, pe motiv că unul dintre membrii comisiei de examinare nu a putut participa la examen. Doi candidați sunt înscriși în competiție pentru postul de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. E vorba de Aurel Știrb, care a asigurat interimatul pe această poziție, și Gabriel Terheș, șef al Poliției Municipale Zalău. Un concurs pentru ocuparea celui mai înalt post de conducere din IPJ Sălaj a avut loc de altfel și în luna august, însă niciunul dintre candidați, care au fost tot cei de acum, nu a reușit să obțină minim nota 7 pentru a putea ocupa această funcție.